Bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră ați lăsat numărul de telefon într-un comentariu pe YouTube. Da. Ați venit în Anglia cu o firmă și v-ați spus că v-au amăgit. Da. De cât timp sunteți în Anglia? Când ați venit? 23 februarie, două luni în urmă. Și cum se numește firma? Off Republica. Și cum ați găsit-o? Acasă sau de aici? Din acasă, de la asta, de la Moldova. Am sunat la Chișinău, în asta, am fost la un contract în asta și ne-a spus că s-a asta, să aduc. Ne-a spus că ne zicem, l-a făcut la șchele, 65 de pounds pe zi și... În asta, traiul nu plătim, documentele nu plătim, cine mai spus că nu plătim acolo, cazare nu plătim, ea ca și ne-a spus. Și aici ați început să plătiți tot, toate astea? Nu. Eu am încheiat, am făcut acolo asta, lăsat dovernul, scris-o pe foaie acolo că trebuie să dau 6.000 de lei din salariu, din fiecare salariu. Și ne-au spus că documentele nu trebuie să plătim, cazarea nu trebuie plătit și e ca și asta. Am zis că am ajuns aici și ne-au spus că trebuie să punem de la altcineva, am venit, nu de la firmă, contractul ăla nu e valabil, e ca și. Dar munciți, lucrați acum? Aveți un istat? Da, la... Avem până în asta, dar cu asta, cu... Cum să spun, cam e... Nu chiar ghin, niștare rău, niștare asta. Dar muncesc la niște români la construcții. Și munciți cu ajutorul firmei sau singur ați găsit? Nu, nici cu un scot la firmă. Da... Simplu asta, ne-am ajuns la aeroport asta, am sunat persoana cei care asta, nu ne-au întâlnit, a rămas pe drum, nu ne-au asta, știți cum asta, cum ne-au lăsat ca pe asta, ca pe voia soastei. Și acum nu răspunde la telefon, nică? Nu, nici nu asta, au zis că, cum, de-am prin firma aceea, o femeie acolo era și ne-au trimis la niște oameni aceia ca și, prin asta și gata, și mai mult nu asta, au luat și, cum asta, cum... Poți să-ți faci mâini și așa. Dar banii eu luat, da? 6.000? Nu, eu banii n-am plătit, eu am scris numai o foaie. Dar am net doi băieți, eu încă un băiet am net. Dar băieți ăla au dat jumătate de bani. Aha. Și deamă nu poate să-i scoate. Băiet, nu, el deamă a spus deamă dacă ați duc la cine, deamă să vadă deamă. Dar noi nu lucrăm la prins și el găsit-o în verișor aici și el s-a dus la verișor și ăla și gata așa. Și unde vă aflați mai exact acum? Unde sunteți? Eu în Blackboard, lângă Manchester. Aha. Și acolo v-au promis că vă aduci? Sau v-ați zis în Londra? Nu, simplu ne-au dat la niște asta, că să avem până când un trei, dacă ceva ne-a lucru, e ca și asta. Asta de-am cu niște oameni, cu niște români de-am găsit, e ca și. Singuri. Așa. Ha? Singuri voi ați căutat și ați găsit. Da. Am sunat niște persoane care e asta, care e, cum îi spune, care e la mine din sat, că e dintr-un sat, la Moldova. Am sunat la niște persoane și au zis că da, mă ajută, dar asta, dar trebuie să plătesc ceva bani pentru asta, pentru documente. Dar eu am aflat documentele aici, să fac asta, să nu-ți plătesc, cardul bancar tot nu-ți plătește, dar știți asta, cum eu eram gata să-ți plătesc, numai să-mi dai de lucru. Când încolo, de-am nici de lucru, de-am nu-i poate da, de-am iacăși. Da, într-adevăr, documentele astea se fac gratuit, doar trebuie să știi o leacă de engleză, ca să vorbești la bancă. Da, ne-au ajutat niște români și m-au înscris la asta, la documente. Am înțeles. Bun. Nu știu, noi n-am venit la nimeni, la nici am cunoscut, dacă le-am cunoscut cealaltă, de-am, parcă el neam cu soția mea. Simplu, e obișnuitor că ea ca și am soția acasă, am copil și ea ca și, nu pot să, asta, și am primat eu acolo. Cât am săpat, asta am săpat, am fost să am săpat la un șant și ea ca și mi-a dat. Ei, am lucrat asta la stroică, asta, ajutor. Și ea ca și mai mult nu pot asta, nu faci nimic, ea ca și eu am scris și zic că cineva s-a găsit și ne-a găsit de lucru. Când asta, tot am să-i plătesc dacă asta, Noi putem să vă recomandăm să rămâneți deocamdată acolo dacă este de lucru, strângeți câțiva bani și între timp să faceți documentele, că documentele contează mult.
După ce ați faceți documentele, deja puteți găsiți, căutați deja și altceva de lucru mai bun. Sau, dar deocamdată, dacă aveți un cât de cât de lucru și un sta, e bine pentru început, că e greu, într-adevăr. Câteva site-uri pot să vă trimit, să vă uitați locuri de muncă acolo, puteți găsiți. Dar este un grup Facebook, Moldovenii în UK, acolo este de lucru mult. Da, eu am casat în moza asta, dar știți, de-am întotdeauna de-am asta, de-am să cad la și asta, cum spuneți, mă amăgeat, mă duc acolo, de-am să asta. Uh-huh. Știți cum zic românii, da. Eu să asta. Nici nu știu de-am ce să fac, și unde să mă duc, că și eu v-aș duce ne-aș face bani, așa, aș lucra, că numai asta, numai cu lucru, numai timp de lucru. Uh-huh. Mai mult am lucrat la polonezi, am fost la Polșa, la abatoarele de carne. Uh-huh. Și am lucrat în mod deosebitor pe cară de asta. Eu și la Moscova am lucrat pe asta pe cară, dar că aici am înțeles că cer documente, cer fel de fel de asta de... Da, aici e o leacă diferit. Bine, am înțeles. Succes, da, în continuare. Mulțumesc, asta. Mulțumesc. Dacă ceva să are și dacă vă trebuie ceva, dar știți asta, dacă ceva serios, dar nu asta. Știți cum am venit la Moldova prin firmă și hai și iar asta. De-am, știți, de-am, eu de-am prin firmele astea, de-am nici nu asta. Da. Așa am scris pe YouTube, pe asta. Am scris la mai mult, erau asta, care am găsit la telefon. Bun, am înțeles. Da, și firmă și asta și nu facem asta, de-aia ca și... Bine, am înțeles. Hai, vreau să vă întreb dacă poți publica conversația noastră pe internet. Puteți publica, măcar la asta și la cine. Puteți să vă spun și numele și asta și la cine și cu cine băieți, cine o plătit, cine nu o plătit, ea ca și... Da, știi de asta, să vadă. Ca oamenii să nu împățească. Știți cum s-a primit? Acolo a fost o persoană. A venit deja de la Anglia și a zis că, ia ca eu aduc, ia ca eu am de lucru la Anglia, ca și... Și ei s-au primit că noi au spus drept asta, că documentele îți plătești, cazarea îți plătești, știi? Noi am venit acolo, că au scăluat de acasă niște bani de mâncare de cheltuială prin prima vreme, că ați lucrat și asta. Bă, da, și asta o săptămână, da, asta, da, de-am asta, de-am întrebăm, de-am una, asta, de-am... Nici nu ne-au așteptat că nu e asta, dar știți, de-am ajuns la aeroport și am văzut, de-am că nu ies nimic, zic, aha, asta e ceva, de-am asta, de-am în vere, de-am... Pur și simplu, dacă ceva mai apare întrebări, da, puteți mă telefonați, desigur. Pur și simplu vreau să nu mai pățească alții la fel ca voi, să știi oamenii. Da, de atâta nici nu vreau să asta. Hai, bine, vă mulțumesc. Hai, la revedere.